Noul ambasador al Japoniei în România, Kisaburu Ishii, a ajuns miercuri dimineață la Ploiești, în prima sa vizită în afara capitalei. Ambasadorul a profitat de ocazie pentru a scoate în evidență legăturile în diverse domenii între Prahova și Japonia. Spre exemplu, una dintre cele mai mari firme japoneze din județ produce cablaje de automobile, aparatură și componente pentru industria auto. Industria auto este una reprezentativă pentru Japonia. Pentru a construi o mașină trebuie să apelăm la o mulțime de tehnologii high-tech. Nu se mai pune accentul doar pe motor, pe mișcare, ci și pe sistemul IT, pe senzori și așa mai departe. Eu cred că în România există deja o bază cu firmele acestea de componente, dar trebuie să treceți la nivelul următor în ceea ce privește aceste componente și acesta va fi următorul stadiu al colaborării. România este cunoscută în prezent de investitorii străini pentru mâna de lucru ieftină, dar și pentru profesionalismul angajaților. Vizita de miercuri a reprezentat o oportunitate excelentă pentru ambasador în vederea identificării unor noi oportunități de colaborare. Noi credem că în România poate fi dezvoltată industria high-tech. Acesta este un domeniu la care Japonia se pricepe foarte bine. Spre exemplu, IT, biotehnologia. România are posibilitatea să se dezvolte de asemenea în aceste domenii. În Prahova, în acest moment, se identifică trei mari investitori japonezi. La firmele acestora sunt angajați aproape 8.000 de oameni. Prima companie cu capital japonez a fost inaugurată în județ în 1987. Scopul vizitei, pe lângă, să spunem, o primă luare de cunoștință cu mediul de afaceri japonez care a investit în județul Prahova și în România, este să încercăm să atragem și alte investiții japoneze în județul Prahova. Cred că acest lucru este cel mai important. Aceasta nu este singura vizită la Ploiești a unui ambasador nou numit în funcție. Recent, la Camera de Comerț și Industrie Prahova a ajuns și ambasadorul Indiei, numit de doar 3 săptămâni la acel moment, Riva Ganguly Das.